corect, un om foarte bun, un om foarte respectuos, un om care... N-am cuvinte despre el, dar din păcate lumea la mormântarea lui s-a dus mai mult pentru fală sau că se purta. N-am fost, nu, 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 nu. Asta zic. Foarte multă lume s-a dus doar pentru fală sau să arate că este la Costel Corduneanu. Băi, în primul rând, ăștia care mergeți la petreceri, mormântarea e mormântare. Da? Și botezurile petrecere te duci să-ți arăți că... Da? Mulți care i-am văzut pe platformă s-au dus acolo să-și facă poze, să-și facă clipuri. Moșailov. Ăla pentru mine, de când am văzut ieri clipul sau ce a postat el de pe acolo, pentru mine ești un mare țăran, un mare vai de capul tău și ești un dăsta care ești foarte dornic de afirmare. Un om care te duci la o mormântare în primul rând, eu de asta nici nu m-am dus, sincer să fiu, am trimis o coroană și am să mă duc săptămâna viitoare la el la mormânt și să-i las acolo o floare și o să plec. O să merg săptămâna viitoare să-i las un buchet de flori pe mormânt și o să plec. Prefer dacă mă duc la cineva, nu să mă duc că se poartă și să mă duc că simt să mă duc sau că trebuie să-mi fac datoria față de el. Dar tu, Moșailov, te-ai dus acolo, puneai lumea să te filmeze când te duci și lași o coroană și te întorci așa și te vedeai într-un serial. Tu te-ai dus la el, dar nu știu dacă îți vin trei câini la tine la mormântare. Am rămas foarte prost. Și afară de Moșailov, au mai fost Piciu, Laurențiu, Menix, băi, niște oameni care sunteți de tot căcatul, să știi, da? Nu știți cum să vă înghesuiți în poze, că să arătați că sunteți la mormântare. Nici nu știu dacă te cunoștea pe 90% din, pe 20% din voi. Nu știu dacă vă cunoștea Costel, da? Poate sunteți prieteni, na, mai duceați câte o sticlă la un prieten sau mai așa. Dar nu știu pe câți vă cunoștea Costel. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Să aibă un drum lin spre Dumnezeu, familia lor, nu știu, să le dea Dumnezeu putere să fie tari, cât pentru pleșcari ăștia, băi, boschetarilor, nu v-ați dus, mă, la mormântare, nu v-ați dus la botez, v-ați dus la mormântare, mă, și când mergi la mormântare, te îmbraci negru, te frumos, te așezi, stai să plângi mortul, stai să te rogi pentru el, nu-ți mai arde ție să faci TikTok-uri sau să postezi TikTok-uri că ești la mormântarea lui Cutăric. Ai înțeles? Da, ce să zic? Voi vreți să fiți cunoscuți cu orice preț. Nu știți în ce cameră să săriți mai repede. Nu știți unde să săltați capul. Când mergeți la o de asta, mergeți să plângeți mortul. Nu mergeți să... Cosmos chiar a fost caracter din toate punctele de vedere. Jos pălăria pentru Cosmos. Ai înțeles? Mulți m-ați dus să mergeți acolo să faceți poze, să arătați că sunteți la Corduneni. Dar tot o să rămâneți niște fraieri, ăștia toți care ați postat de acolo, o să rămâneți tot și oricâte poze ați face, o să rămâneți la fel de proști, la fel de fraieri, la fel de no-name și la fel, adică și dacă ați pune aur pe voi, tot a fraieri mirosiți, să știți. Nu Cosmos al lui Jean Breileanu. Jean Breileanu al lui Cosmos. Și dar eu n-am văzut pe oamenii ăștia care au fost Genosul și Cosmos și ăștia să meargă să facă, să pună un telefon acolo, să dea telefonul, să meargă așa, că gen, merge așa trist. El, adică tu când te duci și faci o de asta, îți iei și un role playing de ăsta, ai înțeles ce spun? Adică tu ești și în rol, adică gen, tu acolo n-ai fost la mormântare, ai fost... Stătea așa și după aia când... Stătea așa omul, știi, în filmare. Și când a văzut că se filmează, a făcut așa. Adică ce supărat e. Mergeți, vă folosiți de mormântarea omului ca să vă faceți cunoscuți. Oarba după voi. Oarba după voi de săraci. Mie e rușine că trăiesc în România și... Nu știu.
cât de bine mie să fiu tiktoker de ăsta. Uite, eu Aslan îl cunosc. Da, e prieten, m-a respectat. M-a respectat foarte mult. Și eu pe el, a fost niște discuții tot timpul, m-a sunat, adică n-a fost. Și eu nu m-am dus, m-am dus, i-am trimis o coroană și o să merg săptămâna viitoare, îi las un buchet de flori și plec. Că nu m-am dus, că știam că merge lumea ca la botez, pentru că în ultima perioadă așa se merge. Uite, când Dumnezeu să-l ierte pe băiatul ăsta care a murit acum, la fel. Multă lume s-a dus care nici nu cunoștea. Doar ca să meargă să posteze rip cu tărică sau rip cu tărică sau rip cu tărică. A murit, vai, Dumnezeu să te ierte, ai fost un om bun. Dar unde a fost un om bun? Că voi nici nu l-ați cunoscut mulți. Nelson e chiar prieten, a fost prieten cu familia Corduneni. Da? Pentru mulți care nu știe. Dar ăștia care v-ați dus să faceți poze și să vă faceți cunoscuți, pe mine dintre toți moșailovă l-am dezgustat foarte mult, foarte mult. Am înțeles, îți place să apare, îți place să te faci cunoscut, îți place. Și mai ales că Moșailov nu e un băiat rău. Eu nu l-am văzut un băiat prost sau ceva. Dar că m-a dezgustat. Ai fost prost rău de tot acum. Acum nu contează cine bate la cine. Nu e greu să bată cineva pe cine, dar e greu să mă bată pe mine, nu Moșailov. 500 ca Moșailov. Eu nu am ce să zic, dar pur și simplu asta e părerea mea. A fost foarte urât ce s-a întâmplat. Și ăștia care comentați urât, de ce îmi comentați urât atât? Uite, adevărul e că e ieșit vreo marcă de bluși. Frate, eu nu sunt marcă de bluși, sunt o marcă de pantalon, dar am un tavan foarte înalt pentru ideea și pentru cultura ta generală. Bravo, frate. Un șmecher nu filmează când pune o coroană. Un șmecher nu se duce să facă 10 TikTok-uri. Păi te-ai dus la botez, mă, sau te-ai dus la nuntă? Care v-ați dus pe acolo să faceți poze la necazul oamenilor. Le-a murit copiii, bărbatul, frații, surorile, ești nebun la cap, a murit un om, ăia își plâng mortul și voi mergeți să vă faceți cunoscuți. Nu vorbesc de o persoană, vorbesc de vreo 5-6 persoane care, dacă eram acolo, cred că aruncam cu, le dădeam cu coroanele alea în cap. Băi, nu mă interesează de alți oameni. Eu zic de câțiva oameni care a fost, uite, nici pe Nelson nu l-am văzut să meargă, că băi, Nelson nu e prost. E calificat, bă, puriu. Eu nu l-am văzut acolo să facă videouri sau TikTok-uri. E urât, băi, e urât, e foarte urât, bă, nene, băi, e, nu știu, e dezgustător. Dacă, de exemplu, venea la cineva de-al meu și făcea la vreun fiind de-al meu, la vreun prieten de-al meu sau la vreun de-ăsta de-al meu, așa, nu știu, văr de al meu și vedeam pe cineva că face TikTok, dacă nu îi spărgeam telefonul și îi dădeam să-l mănânce de nebun. Că nu te duci, frate, la petrecere, te duci la un priveghi. E suferință, plâng oamenii acolo, te duci să-l plângi dacă ți-ai fost prieten cu el, te duci să îi pui o coroană, să... Da, te duci să îl plângi pe mort, nu te duci să faci un TikTok. Au, stătea așa și după aia când îi dă, gata. Oarba, după voi. Încă o dată, condoleanțe familiei lui Costel, la toată familia lui, lui Petronel, lui Gheorghiță, lui Adrian, lui Vasilică, lui toți frații lui. Ce să zic, Dumnezeu să le dea putere lui, a copiii lui să le dea Dumnezeu putere să treacă peste durerea asta. Condoleanțe la toată familia lor, de la la copiii lui, la soția lui, la mama lui. S-au împăcat toți frații acolo, am văzut, bravo, Doamne ajută și ce să zic. Îmi pare rău. A plecat un om drept. Na, ce să zic, chiar îmi pare rău de el. Dumnezeu să aibă paza lui acolo, să aibă grijă de el. Și voi ăștia... și voi ăștia care v-ați dus să vă filmați pe acolo, să vă fie rușine,
sau să vă faceți TikTok-uri acolo sau să săriți în camere, să vă fie rușine, sunteți tot niște no-name-uri, morți, o să rămâneți tot în anonimat și o să vă știe lumea doar că sunteți prietenii lui X, Y, Z. Nu o să vă știe niciodată nimeni că pe tine te cheamă X. O să știe că e X al lui Y, ai înțeles? Niciodată o să fiți niște nimenuri și niște nimicuri. Da? Care... Un om care se respectă pe el niciodată nu face lucruri de genul ăsta sau să mergi la necazul familiei și să te faci TikTok-uri de acolo. Asta zic și asta e tot ce am avut de spus pentru toți oamenii care s-au dus la mormântare să-și facă TikTok-uri.